La Universitatea de Vest din Timișoara, deschiderea festivă a început încă de la primele ore ale dimineții. Holurile clădirii principale au fost burdușite de boboci, studenți din anii terminali și părinți. Bun de an universitar, cu cine ați venit? Cu băiatul. În ce an? Anul întâi, la drept. De unde sunteți deloc? Din Caraș Severin, lângă Oțelul Roșu. Aveți emoții ca începuturi în facultatea? Ei, nu, că e de al doilea copil. Am avut emoții la prima, la fetiță. Terminat la Alba Iulia, Facultatea de Litere. Să aveți succes! Mulțumim! Încrezător și plin de speranțe, tinerii au luat pulsul academic și își căutau facultățile pentru a afla orarul săptămânal. Bună! În ce an ești? Anul întâi. Ai emoții? Puțin, nu chiar. La ce facultate? Sociologie. De la ora a doua aștept să înceapă cursul, să vedem cum e. Din ce localitate? Din Timișoara sau vii din altă parte? Din altă parte, Deva. Deci ai ales totuși Universitatea de Vest. Mi se pare o poartă spre multe oportunități și am zis să încerc și cu sociologia. E o chestie de viitor. Și Timișoara e un oraș frumos. În primul rând, asta m-a atras foarte mult farmecul care e aici. Și nu prea am eu tangență cu poli sau alte facultăți. Am zis Vestul, chiar îmi place. Tot în cadrul festivității de deschidere au fost acordate diplome de recunoaștere a excelenței în activitatea de cercetare și diplome de apreciere a activității pentru personalul didactic și nedidactic care s-a pensionat în cursul anului universitar precedent. Emoții la început de an universitar? Ca întotdeauna, cine nu are emoții nu merită să participe la deschiderea anului universitar. Evident, este emoția debutului, emoția unui nou început, dacă vreți, un nou început pentru toate cadrele didactice din universitate, dar, evident, acest nou început se adresează mai ales bobocilor din ciclu de licență, în număr de aproape 3900, precum și bobocilor de la ciclu de masterat, în număr de aproape 2600. Ca atare, Universitatea de Vest pornește cu toate motoarele turate, ca să zic așa, noul an universitar. Universitatea se găsește în situația fericită de a înmatricula un număr important de studenți, astfel încât toate specializările din universitate să se deruleze la înălțimea cerințelor, ca să zic așa. Universitatea are o bază materială puternică, universitatea este frumoasă și prin ceea ce face ea, prin faptele sale și prin oamenii săi, studenții în primul rând, dar și cadrele didactice. Suntem în compania frumosului în Universitatea de Vest, iată avem și o expoziție a celebrului român care este Ștefan Popa Popas, concitadinul nostru, care este și membru al Senatului de Onoare al Universității de Vest. Cu toate că a fost clasată doar în a doua categorie, în clasamentul realizat de Ministerul Educației, Universitatea se bucură în continuare de un număr mare de studenți și masteranzi.